Un grav accident de circulație a avut loc astăzi pe drumul național C1 din direcția Dej spre localitatea Câțcău. Șoferul unui autoturism Dacia 1300 a pierdut controlul mașinii și s-a răsturnat. Din accident au rezultat 3 victime. Una dintre victime, aflându-se în stare gravă, a fost transportată la Cluj, iar celelalte două au fost transportate la Spitalul Municipal Dej pentru a li se oferi îngrijiri medicale. În jurul orelor 10 și 10, pe drumul național 1C din direcția despre localitatea Câțcău, un autoturism Dacia 1300, datorită neadaptării vitezei la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului și a derapat, s-a răsturnat pe partea dreaptă a șoselei în același sens de mers. Victima este un bărbat în vârstă de 86 de ani care a fost grav rănit, motiv pentru care s-a decis transportarea lui de la Spitalul Municipal Dej la Cluj. Momentan, bărbatul este menținut în viață de către aparate, ne-a informat dr. Mariana Baciu, medic primar serviciu Ambulanța Dej. Celelalte două victime se află internate la Spitalul Municipal din Dej și sunt în afara oricărui pericol.